Infractorul voiajor, așa cum este cunoscut de oamenii legii, a ajuns în sfârșit în spatele gratiilor. Acesta a fost căutat zi de zi în ultima lună, însă abia acum a fost identificat în satul mare după ce ar fi spart și acolo câteva mașini de aceeași marcă. Tânărul este din Constanța și are la activ sute de mașini sparte. La începutul lunii, minorul a dat dovadă de o îndemânare de invidiat după ce a spart aproximativ 50 de autoturisme, fără ca alarmele acestora să pornească. La data de 3 februarie anul curent, Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată de mai mulți cetățeni din localitate despre faptul că în noaptea anterioară persoane necunoscute au sustras mai multe bunuri din autoturismele ce se aflau în parcarea de la domiciliul fiecăruia. La data de 3 martie anul curent, în urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Târgu Jiu, a fost identificat autorul faptelor, un tânăr de 16 ani cu domiciliu în municipiul Constanța. În baza aprobatorului administrat în dosar, a fost dispusă măsura reținei tânărului pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. La data de 3 martie anul curent, tânărul a fost prezentat instanței judecătorul de drepturi și libertăți dispunând arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale a tânărului. Acesta a fost etichetat infractorul voiajor pentru că umbla din oraș în oraș pentru a comite infracțiuni.